primul cuvânt care îmi vine în minte vis-a-vis de mine însă, ca artist, ar fi perfecționism. Sunt o perfecționistă. Cum ți s-a părut cincișorul? Adevărul e că m-a cucerit de la primii pași. M-a cucerit prin patina locală, m-a cucerit prin elementele arhitecturale pe care le zărești la fiecare pas, dar mai cu seamă biserica fortificată și casele de oaspeți care au fost restaurate în ultimii ani și care până la urmă concentrează atât de multă pasiune și atât de multă frumusețe și atât de multă muncă din partea celor care s-au ocupat de toate acestea, din partea lui Mihail și a lui Carmen Schuster. M-a copleșit, efectiv. Deci experiența pe ansamblu m-a copleșit. Ca să nu mai vorbesc de oamenii extraordinari pe care i-am întâlnit aici, și asta datorită curatorului nostru, datorită lui Elizabeth Oxenfeld, care a fost absolut extraordinară. Cred că trebuie să ai un har aparte pentru a aduna suflet la un loc. Nu știu cum altfel să numesc decât suflet efectiv. Îmi place să am satisfacția la final a lucrului bine făcut, așa am fost întotdeauna, cred. În ultimii ani, cel puțin, am început să studiez îndeaproape exact acest tip de perfecționism. E vorba de pointilism. Inițial folosesc un fundal de culori acrilice pe care intervin ulterior cu markerul sau cu penița, realizând astfel volumele, părțile de umbră, de lumină. E o tehnică extrem de minuțioasă, dar pentru mine personal a fost extrem de folositoare, pentru că mi s-a părut că de-a lungul anilor, de când am început să studiez această tehnică, am învățat foarte, foarte multe lucruri și nu mă refer numai la nivel tehnic, am învățat multe lucruri despre mine ca om. Mi-am depășit multe limite astfel. Presupune o foarte, foarte mare putere de concentrare, care până la urmă merge mână în mână cu nevoia mea de a avea un lucru impecabil realizat. În niciun alt simpozion de artă sau în alte experiențe pe care le-am avut cu artiștii, nu am simțit o asemenea coeziune între oameni cum simt aici. Și treaba asta s-a produs aproape instantaneu, aproape din prima zi. Și pentru asta cred că fantastic a contribuit spațiul în sine, contextul în care ne aflăm. Adică e un loc care emană o asemenea energie care pur și simplu deschide inimile oamenilor. O face foarte ușor.